Bătută de Mutu, Dinamo își poate pierde capitanul. Sorescu este aproape de un transfer în Turcia. Prețul lui Sorescu a crescut cu 1 milion într-o săptămână. Acum Dinamo vrea 2 milioane de euro și Mudică i-a pus o vorbă bună lui Sorescu în Turcia. M-au sunat, dar mai mă sună și director sportiv. M-au întrebat și de Sorescu, de exemplu. În Turcia și Mudică le-a antrenat pe Kayserispor, Gaziantep și Rizespor. De acolo a fost sunat pentru Sorescu. La Dinamo e tot mai greu pentru Sorescu. Nu știu cât voi mai resta, eu unul personal, eu nu mai sport pentru că toate se sparg în capul nostru. Mureșan l-a luat deoparte pe Sorescu la antrenament și a spus că turcii nu dau mai mult de 800.000 de euro. Dacă se va obține o sumă care este corectă, o să poată să-l transferăm. Există interes de la mai multe echipe, unii concret, trimițând în scris ofertă. Probabil că va fi un jucător care se va transfera. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.